Opera lui Petru Dumitriu a avut soarta tragică a Titanicului. Privită cu încredere încă din faza de șantier, aclamată de o mulțime entuziastă la inaugurare, s-a izbit în scurt timp de stupiditatea masivă a realismului socialist, s-a sfărâmat și s-a scufundat în adâncurile amneziei colective. A trebuit să treacă mult timp pentru ca scafandrii curajoși să identifice locul naufragiului și să înceapă să aducă la suprafață fragmente din glorioasa epavă. Totul a lucrat timp de 50 de ani împotriva lui Petru Dumitriu, inclusiv pentru Dumitriu însuși. Ideologii Partidului Comunist au înțeles repede încă de la apariția în 1949 în viața românească a extraordinarei nuvele bijuterii de familie, de fapt capitol din încă nescrisul roman frescă, cronică de familie, Că au de-a face nu cu un scriitor tânăr, ci cu o forță a naturii pe care trebuie neapărat să o capteze în folosul regimului. Cel în cauză și oferise de altfel serviciile, astfel încât n-a trebuit decât ca ele să fie acceptate și răsplătite cât mai generos. Banii, gloria, succesul la femei l-au stricat repede pe Petru Dumitriu, dacă nu cumva a fost vorba și de o psihologie de răsfățat dobândită din copilărie. El a făcut greșeala de a-și plăti regește datoriile față de regim, desfășurându-și spectaculos talentul literar, în loc să-și fi îndeplinit rușinoasa obligație mecanic cu talentul dat la minimum, așa cum a procedat cu o viclenie bătrânească Mihail Sadoveanu. Drept mare în romane propagandistice, ca trunfără pulbere sau Pasărea furtunii, reprezentări grandioase ale prezenței omului în cosmos de genul celor din Bătrânul și Marea de Hemingway sunt năclăite de mâzga ideologiei comuniste. Chiar și un roman care poate fi considerat un recital de artă narrativă, cronică de familie, tot face atingere cu primitiva gândire marxist-leninistă prin persiflarea unor tendențioase a lumii bune. Romanul Cronică de Familie a apărut în 1957, într-o perioadă în care cultura română devenise mai cețoasă ca oricând, se remarcă înainte de toate prin claritate. Chiar și astăzi, cele trei volume ale romanului, totalizând aproape 2000 de pagini, ne surprind prin siguranța cu care sunt construite. În tradiția realismului balzacian, totul este evidențiat energic până la caricatură. În mod paradoxal, exagerarea mărește impresia de realism, așa cum în industria vopselurilor o tentă de albastru face albul mai alb. Impresionează și anvergura construcției epice. Autorul face istoria unei familii boierești Cozianu pe parcursul a aproape 100 de ani. Primul personaj adus în prim plan este moșierul Alexandru Cozianu, surprins într-o seară de la începutul primăverii lui 1862, când primește oaspeți în reședința lui fastoasă de pe strada Culmea Veche din București. Iar ultimul personaj cu care facem cunoștință este sculptorul Pius Dabija, stră-stră nepoata lui Alexandru Cozianu, născut în 1924 și afirmat ca artist în anii stalinismului. Limba română folosită nu seamănă deloc cu limba de a propagandei comuniste, care în anii 50 fusese adoptată nu numai de ziariști, ci și de mulți scritori. Autorul are un vocabular bogat și în același timp simțul proprietății termenilor. El controlează perfect actul exprimării, ducând fiecare idee până la capăt, decis și autoritar. Nu abuzează de arhaisme ca alți autori de romane istorice, deși romanul său este și un roman istoric. Recurge totuși la unele cuvinte vechi evocatoare, iar în imaginarea dialogurilor dintre personaje utilizează relative expresii franțuzești, ca Tolstoi în război și pace, aducându-ne astfel aminte că franceza a fost multă vreme și limba preferată a protipendatei din România. Petru Dumitriu a început să scrie romanul Cronică de Familie la 26 de ani și l-a terminat la 32. Este greu de înțeles cum tânăr fiind a reușit să compună o saga de o asemenea învergură în cuprinsul ei evoluează sute de personaje, dintre care câteva zeci ca personaje principale. Nu întâmplător, încă de la ediția Princeps a romanului, i s-a anexat un index alfabetic al personajelor și un arbore genealogic al familiei Cozianu, alcătuite de criticul și istoricul literar Geo Șerban. În cazul lui Petru Dumitriu, se poate spune cu îndreptățire că a creat sau a recreat o lume.